Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Iubiți ascultători ai postului de radio Iași, cu care putem, iată, fi în comuniune la această oră. Duminica trecută, dacă vă amintiți, am celebrat împreună botezul Domnului. Și duminica aceasta rămânem încă în preajma acestui eveniment, pentru că suntem convinși că botezul nu a fost doar un moment foarte rapid, ci s-a desfășurat într-o ambianță de mai multe zile, într-o ambianță deosebită pe malurile Iordanului. Sigur că era foarte multă lume, Ioan era o autoritate mare, morală, desigur, la acea vreme, și înmulțimea aceea de oameni care veneau la el pentru a se boteza sau pentru a cere un sfat sau pentru alte motive, la un moment dat, în acea mulțime, zic, vine și Iisus Hristos. Și aici are loc această mărturie extraordinară de astăzi. Ioan, adresându-se multor oameni, nu știm cât de mulți, dar oricum destul de mulți, ridică mâna și spune, iată mielul lui Dumnezeu. O mărturie plină de teologie, o mărturie care are rădăcini în Vechiul Testament, în mentalitatea ascultătorilor Sfântului Ioan. De ce? Pentru că în tot Vechiul Testament, dar într-un mod deosebit în Cartea Exodului, apare prezența mielului. Un miel jertfit, un miel curat, un miel simbolic, un miel care salvează. Așa cum știm, sunt foarte multe referințe la mielul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, dar într-un mod admirabil ne apare în două capitole din Exod, 12 și 13. Mielul lui Dumnezeu apare în contextul unei sărbători evreiești. Probabil aceasta este cea mai convingătoare prezentare despre venirea mielului lui Dumnezeu, Mesia, de mai târziu. Sărbătoarea Paștelui are loc în fiecare an, în ziua a 14-a a lunii evreiești, Nisan. Paștele, când se jertfea mielul de Paști, amintea de fapt de trecerea Domnului pe lângă casele celor care au jertfit mielul de Paști și au uns cu sânge amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor, în timp ce Îngerul Morții îi vizita pe cei care nu aveau unse cu sânge ușile lor. Îngerul Morții era ultima din cele 10 urgii trimise de Dumnezeu pentru a-și elibera poporul ales din sclavia Egiptului, țara robiei. Peste 1500 de ani mai târziu, în ziua a 14-a a lunii Nisan, mielul de Paști adevărat de data aceasta, în persoana lui Iisus Hristos, a fost jertfit pe o cruce pentru păcatele lumii. Atunci când va veni ziua Domnului, cei care s-au acoperit cu sângele mielului, prin acceptarea și credința în Iisus Hristos, vor fi mântuiți, în timp ce lumea care a fost împotriva lui Dumnezeu va fi osândită. Iată așadar această istorie, cu siguranță Ioan o știa. Ioan era un vorbitor, era un cunoscător al legii, era un om religios, era un om coerent, era un vorbitor de seamă. Tocmai de aceea, astăzi, ne dă această definiție excepțională. O definiție pe care Biserica a preluat-o și noi am preluat-o și o folosim la fiecare Sfântă Liturghie, de trei ori. Ba chiar și la unele rugăciuni, cum ați observat, la finalul litaniilor, din nou repetăm aceeași formulă. Dar oare, mă întreb, nu este o formulă seacă? Ce v-a spus până azi? Sau ce vă spune această expresie, mielul lui Dumnezeu? Toți am văzut miei, cu siguranță, și ne-au plăcut. Sunt poate cele mai gingașe, cele mai plăcute, mai ales la copii, sunt cele mai atractive ființe. Sunt frumoase prin excelență, cred eu. Nu se poate spune așa despre niciun animal, cred, așa cum se poate spune despre miel.
și mai ales că în lumea orientală, mielul era la îndemâna oricui. Alte animale greu trăiesc, dar oile trăiesc cam peste tot. De aceea și în poporul evreu și prin peregrinarea sa prin pustiu, mielul era prezent. Prezent ca un simbol al frumuseții, dar ca și un simbol al curățirii. Tocmai de aceea, probabil, multe popoare din Orient l-au preluat ca jertfă. Și cea mai frumoasă jertfă era tocmai aducerea pe altar a unui miel. Iată-l așadar și în mentalitatea ebraică și în mentalitatea lui Ioan Botezătorul. Tocmai de aceea ne întrebăm, mielul lui Dumnezeu, ce bine îi se potrivește lui Iisus Hristos, pentru că el este curat prin excelență, este frumos prin excelență și este jertfit. Vedeți cele trei caracteristici ale mielului transpuse în mod admirabil în persoana lui Iisus Hristos. Mărturia lui Ioan așadar este atât de adecvată auditorului său, contemporanilor săi. Și mă întrebam, nouă ne spune același lucru? Ar trebui să ne-l spună. Și dacă l-avem astăzi învățător pe Ioan Botezătorul, să preluăm această imagine și la fiecare liturghie să ne gândim tocmai la acest aspect. Iisus se jertfește asemenea mielului pe altar pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care cred în Iisus Hristos. În al doilea rând, astăzi vedem la Ioan că dă mărturie. Folosește chiar acest cuvânt. Ioan, când îl vede pe Iisus Hristos, nu tace. Spune, arată cu degetul, uitați-vă, El este. Și tocmai de aceea consider că în viața bisericii creștine de 2000 de ani, cel mai important lucru a fost mărturia. Noi suntem azi creștini nu pentru că așa vrem noi, nu pentru că am citit nu știu ce, nu pentru că am făcut filozofie, nu pentru că am făcut cine știe ce deducții, ci suntem creștini prin mărturie. O mărturie pe care au început-o Ioan Botezătorul, au început-o apostolii, au început-o după aceea prima generație de creștini și iată de 2000 de ani noi suntem creștini prin mărturie. Ni s-a dat mărturie și noi azi, aș putea spune, suntem creștini pentru că părinții ne-au spus-o, pentru că preoții ne-au spus-o, pentru că tradiția ne-o spune, pentru că istoria de 2000 de ani face același lucru, al mărturisii pe Iisus Hristos. Această mărturie, iată că este atât de frumoasă și toți facem referință când spunem că suntem creștini, așa ne-a spus, așa am fost învățați, așa ne-a fost prezentat Iisus Hristos. Dar mai apare o întrebare. De ce totuși există atâta lume, atâtea persoane, atâția tineri care rămân departe de Hristos? Un răspuns pe care l-aș putea da este următoarea. Mărturia noastră suferă. De ce primii creștini erau așa de aprinși, așa de înfocați în a-și trăi credința lor? Pentru că au primit o mărturie autentică, au primit mărturia sângelui, de exemplu. Au văzut în fața lor atâția martiri care au murit pentru credința lor, niște mărturii de excepție. Ori astăzi, îmi fac și mie, dacă vreți, un mea culpa, o fac la toată lumea și la toți creștinii. Oare mărturia noastră este cea mai corectă? Oare este prezentat Iisus Hristos așa cum ar trebui El, ca Fiul lui Dumnezeu care vine în lume pentru a mântui? O întrebare. Dacă pe dumneavoastră vă întreabă azi, mâine, copilul dumneavoastră, vecinul dumneavoastră, studentul dumneavoastră, elevul la școală, cine este Iisus Hristos? Ce ați răspunde? Din păcate, eu cred că există de multe ori niște definiții mici. Niște definiții improprii, niște prezentări neadecvate, nemulțumitoare ale lui Iisus Hristos. Mă gândesc sigur la părinții care au această datorie de a prezenta concret, clar, corect și atractiv pe Iisus Hristos. De multe ori în cărți și la televizor, Iisus apare ca un mit, ca o mare personalitate a istoriei, ca unul dintre înaintașii mari, ca un geniu, dar foarte rar am văzut să fie prezentat Iisus Hristos, Dumnezeu care vine și salvează lumea. Iisus care vine și salvează omul. Iisus care vine și curăță păcatul.
Iisus care vine și îndepărtează răul. Mă gândesc dacă tinerii de azi ar ști foarte bine că fără Iisus Hristos nu te poți realiza. Fără Iisus Hristos vei fi totdeauna pierdut. Fără Iisus Hristos nu ai nicio șansă, nu ai nicio realizare pe fața Pământului. Dacă toți părinții ar prezenta persoana lui Iisus Hristos ca totul care salvează, l-ar prezenta ca pe Dumnezeu de care ai nevoie și fără de care nu poți trăi, eu cred că altfel ar fi perceput Iisus Hristos. De aceea Ioan astăzi ne dă o mărturie de excepție. El este mielul lui Dumnezeu. În concluzie, Iisus Hristos este Cel care ne salvează. Iată așadar și persoane care au rămas, de multe ori prezint acum, persoane care au rămas impresionate de mărturia multor oameni, multor oameni creștini coerenți. Tocmai de aceea spun că prezentarea și trăirea unui creștin va convinge, va atrage și va emoționa pe cei din jur. Iată ce povestește Edith Stein, o evreică, o profesoară de filozofie, care s-a convertit la creștinism, a devenit călugăriță carmelitană și a murit în lagărul de la Auschwitz. Iată ce povestește ea, mergând într-o zi cu o prietenă a sa. Am intrat într-o biserică din Frankfurt. După ce am străbătut tot orașul, prietena mea mi-a zis, haide puțin și în biserică să vizităm pe cineva. Am intrat câteva momente în catedrală, ea a mers într-o bancă în față, prietena mea, eu am rămas să admir catedrala din Frankfurt. Acolo, pe lângă mine, a trecut o doamnă cu coșul ei de cumpărături. L-a așezat jos și a îngenunchiat profund într-o bancă pentru a-și face o rugăciune. Aceasta a fost pentru mine ceva totalmente nou. În sinagoge și biserice protestante la care mersesem până acum, se mergea doar pentru oficiile religioase. Însă aici venea oricine, multă lume, și prietena mea, și doamna cu coșul, și în vâltoarea muncilor zilnice, în biserica goală, am văzut că toată lumea intră într-un dialog. Și atunci m-am întrebat, cu cine oare? Și mi s-a răspuns, aici este Iisus Hristos cu adevărat. Această întâmplare n-am putut-o uita niciodată și a fost covârșitoare pentru mine în primirea botezului creștin. Iată așadar, Iisus Hristos mă întreabă odată, cine este pentru dumneavoastră? Și care este formula în care îl prezentăm? Dacă Iisus este persoana cu care ne întâlnim zilnic, cu care dialogăm în rugăciune, pe care îl vizităm în biserică, care ne oferă totul vieții noastre și fără de care nu am putea trăi, atunci cu adevărat suntem creștini care dăm o mărturie autentică. Pe de altă parte, mari personalități, oameni care au știut să-și trăiască credința, dau aceeași mărturie. Iată și din viața marelui om de știință, pastor, un scurt eveniment. Mergea cu trenul. Un tânăr student se așează în tren în fața marelui om de știință. Acesta, la un moment dat, își scoate rozarul și începe să se roage cu evlavie. Băiatul, student, cu aroganța puținilor săi ani și cu o mare ignoranță, îi spune domnului profesor, se pare că încă mai credeți în aceste vechituri? Eu, da. Tu, nu? Eu, spuse tânărul pufnind într-un hoho de râs, știința a demonstrat deja în mod clar că religia este lipsită de orice bază și fundament, iar Iisus Hristos, un mit. Știința? Replică profesorul. Nu înțeleg. Ai putea tu să-mi explici ce spune știința? Cu mare plăcere, spune tânărul, umflat în pene și cu un aer protector. Dați-mi adresa și am să vă trimit câteva cărți pentru ca să vă pune și dumneavoastră la punct cu știința modernă. Bătrânul pastor scoate din portofel o carte de vizită și o întinse tânărului. Acesta putu citi, cuprins de rușine, lui Pasteur, profesor la Institutul de Cercetări Științifice, Paris. Îngânfatul tânăr cu aroganță a coborât la prima stație. Iubiți credincioși,
mărturia oamenilor credincioși este extraordinară. Astăzi, alvându-l pe Ioan Botezătorul ca un model, un om care dă mărturie până la sânge, având această Evanghelie în fața noastră, să ne angajăm, să ne spunem nouă înșine că trebuie lumii de astăzi să vorbim autentic, biblic, cu credință, cu convingere despre Iisus Hristos. Lumea de azi, mai mult decât am crede noi, are nevoie de Hristos, are nevoie de salvare, are nevoie de martori autentici. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.